la proful online cu exerciții de matematică. 10 de italiană? Bună seara! Bună seara! Binevenuti a matematica cu prof online. Bravo! Bravo! Excelent! Deci 10 de italiană, gata, da? Bun! Asta e candidat. Da. Are ceva de întrebat, da? Asta a stat cu voi de școală? Da. O adus subiecte la olimpiadă. Foarte bine. Da. Da. Vă dau să citesc dumneavoastră? Hai, hai să citesc. Da, citesc. Subiectul 1. Yes, deci așa, numărul N este format cu toate cifrele nenumere, cu toate cifrele nenumere ale bazei 10, fiecare fiind folosit o singură dată. Deci, numărul N este format cu toate cifrele nenumere ale bazei 10, fiecare cifră fiind folosit o singură dată. Cifrele impare. Care sunt cifrele impare? 1, 3, 5, 7 și 9. Cifre impare apar în scrierea lui N în ordine descrescătoare. Este de la 9. De la 9. Iar cele pare în ordine crescătoare. Mai știm că N nu are două cifre consecutive cu aceeași paritate. Deci, numărul N nu are două cifre consecutive cu aceeași paritate. Adică nu există un număr, o cifră nu se repete de două ori. Nu, nu, nu. Ce înseamnă cu aceeași paritate? Adică alternează numele pari și numele impari. Asta, alternează. Adică nu sunt 2 și 4 unul în cap. E ca scriere, ca valoare. Asta e ideea. Deci, nu sunt două numere de cine pare și nici impare. Da? Deci, hai să vedem ce numere avem la trebun. Ce cifre avem? Am avea pe 0, 1, 2, 3, 4. Așa zice nenule? Nu vă vreți să luați cu toate cifrele nenule, fără 0. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, și nouă. Astea le avem. Să le marcăm pe cele impare. Iată, 1, 3, 5, 7 și 9. Iar cele pare, le vedem aici, da? Iată. Sau că nu știu ce. Numărul N este format cu toate cifrele nenumere, așa, ale bazei 10, fiecare fiind folosit o singură dată, fiecare cifră o singură dată, cifrele impare apar înscrise în ordine descrescătoare, iar cele pare în ordine crescătoare. Mai știm că nu sunt două numere. Aflați numărul N justificând rezultatul. Gata. Da. Întoarcem, în loc să punem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 9, întoarcem invers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Păi astea, cele impare apar înscrise în ordine descrescătoare. Da. Există bine 9, 7, 5, 3. Iar cele pare în ordine crescătoare. Dar n-am spus că sunt crescătoare. Zice aici problema. Păi atunci vine 9, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 8, 1. Deci el spune că nu ar fi așa. 9, 2, 2, 7, 7, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 3, 3, 8, 8, 1. Ce părere ai? Da. Ești acolo? Da. Respectă rețeta. Deci, numele. Deci, în componența numărului, intră toate cifrele pare și impare. Cele impare în ordine descrescătoare,
Iar cele pare în ordine crescătoare. Și nu sunt două numere vecine cu aceeași paritate. Adică 9 și 2, 2 și 7. 9 și 2 nu au aceeași paritate. Unul e impar, altul e par. 7 și 4, 2 și 7. E clar că le-a alternat. Deci autorul a vrut să spună așa. Le-a alternați. Pe cele impare le luați descrescător, deci plecați de la 9. Și pe cele impare, dar n-ai fi putut pleca de la 2 până 9? Nu. De ce? Poate. Deci n-ar fi și varianta asta. 2, 2 9, 7. 7. Nu, nu. E 9 cu 7. Atunci cine? După 4, 2, 9, 4. 4. 5. Nu, 7. 7. 7 acum. 6. 6. 5. 5. 3. 3. Nu, 8. Deci 8. Ah, nu se poate. Deci 2, 4. Pentru că o să ajungem să avem 3 și 1 una lângă alta și sunt am 2 în paie. Să avem 5, 8 și să ne rămână 3 și 1. Deci noi plecăm așa. 2, 9, 4, 7. 6, 4, 6, 5. Acum ar veni, știți, 4. Nu, o să vrem 3 și 1. 8. 8. 8 ar veni, ești, da? 8. 8, 3, 1. 8, 3, 1. Și sunt de aceeași paritate și merge. 1. Da, și de ce nu merge? Deoarece numerele pare sunt mai puține decât cele impare. Numerele care pare? Da, sunt mai puține decât cele impare. Foarte tare. Pentru că lipsește 0. Asta e, lipsește 0. Dacă era 0 acolo, nu? Vreți să justificați? Asta e justificarea. Deci, noi am încercat și chestia asta. Și când am încercat, ne-am lovit de situația dificilă de a avea două numere la sfârșit de aceeași paritate. Că nu mai este 0 care se separe. Deci, cu alte cuvinte, nu sunt două soluții, ci una singură, asta. Că asta nu. Dar nici dacă mă fie 0, nu s-ar putea, pentru că ar fi 0 după 8 și 0 după 8 nu s-ar putea. Aici. Acolo merge 0. Păi nu merge 0, pentru că nu e 8, 0, păi 8, 10 și 10 deja mai e cifră. Dar unde de 10? Nu, nu, nu. Asta e ideea, dar spune că sunt în ordine crescătoare și 0 e înainte de 2. 0 este înainte de 2. Deci dacă ar fi fost numele crescătoare, parele, ar fi trebuit să începe cu 0, cu 0 se poate începe. Da? Deci pe 0, uite, băi, 2, 4, 6, 8, nu poți băga pe 0 aici. Dar ce dacă pun 9, 0, 7, dar 2, 9, 0, 9, dați 0. Dați-mă la primul numărul de jos, că l-ai greșit. 9, 0, 7. Dar ne-a asigurat că sunt nenule. Da. Da, dar dacă nu erau nenule, așa nu era. Deci dacă n-ar fi fost nenule. Deci eu cred că justificarea care vine este că asta. Cifrele pare sunt mai puține decât cele impare. Perfect. Și acum, neavând posibilitatea să-l bage aici, n-are rost să-l poți băga, că n-ar respecta ce a spus el mai devreme, că ar trebui de alea pare să fie în ordine crescătoare, nu? Și deci, în final, e limpede, asta e singura soluție. Și în observația ta este perfectă. 1, 2, 3, 4. Dar chiar dacă mai era și 0 tot, nu mai putea să mai fie al număr. Cum deci dacă aș fi avut și pe 0... Chiar, primul număr n-ar fi funcționat. Deci dacă ar fi avut și 0, aș fi început să spun așa. 9. 0. 0. 7. 2. 5. 4. 3. 8. 3. 8. 3. 6. 6. 1. 8. 0. Și 0? Nu? Nu mergea la... Unde nu mergea? La sfârșit? Bă, mergea. Deci nu mergea la sfârșit. Deci vedeam. Hai să încercăm. Da? Cel mai bine așa. 9, 0, 7, 2. Ce să spun acum? 5. 5, 4. 3,
3, 6, 8, 1, 8, 6, 1, 8, 0. Dar 0 nu l-a spus la început? L-a pus, da. Deci 0, da. Și atunci n-ar fi fost așa corect? Ba, da. Ar fi fost că 0, 2, 4, 6, 8 crescător. Și descrescător este 9, 7, 5, 3, 3, 6, 1. 5, 3, 1. Deci e corect, da? Dar el a spus nenule și atunci ne împinge numai în varianta asta. Da? Numai cu varianta asta. Deci nenule înseamnă că nu spre asta ne îndreamnă, ci ne dăm spre varianta asta. Da? Și e clar că numai așa trebuie. Poate era și corect. Dar avem cifre denule și iară. Denule, deci așa, probabil că are din punctul B ceva. Hai să vedem. Scrieți în ordine crescătoare toate numele ce pot fi obținute prin eliminarea două cifre consecutive al numărului de. Scrieți în ordine crescătoare. Da. Crece tot așa. Scrieți în ordine. Nu e ca valoare, că am încercat la olimpiadă să scriu valoare și mi-a ieșit că o să dea la un moment dat două cifre de aceeași paritate. Deci, dacă, de exemplu, luăm pe, îi tăiem pe 1 și pe 2, o să rămână 9 și 7. Și asta e chestia. Încercați să fac așa și noi și mi-am dat seama că înseamnă consecutive ca scriere. Mai știm că nu are două numere, două cifre consecutive de aceeași paritate. Deci nu are, da? Păi, înseamnă că deci ce... numărul N, ăsta este. A fost numărul N, justificat. Este singurul număr. Da, da, au spus acum, uitați, că au zis altă cerință. Să le punem crescător. Scrie în ordine da. Crescătoare toate numerele ce pot fi obținute prin eliminarea două cifre consecutive ale numărului N. Odată ce le scris pe N, ca să nu pierde bără. Și după aia scrie toate numele care se face și le-au dat nezifare de concurs. Întâi le scrie pe toate ca să știi care sunt și după aia le-au dat nezifare de concurs. Deci, de aici să tăiem două numere consecutive. Așa, că plătit prin urmea două cifre consecutive ale numărului N. 1. Care sunt două numere consecutive? 1 și... consecutive trebuie. Da. Dacă ar fi fost, dacă n-ar fi fost consecutive, ar fi fost 9 și 1. Și ieșea tot numărul. Care sunt numele consecutive pe care le vedeți voi aici, consecutive? Nici nu. Ar fi 9, 2, 2, 7, dar... Nu, mai consecutiv, ce înseamnă consecutiv? Da, dacă luăm ca valoare, îl scoatem pe 1 și pe 2. Și va rămâne că dacă îl scoatem pe 2, o să rămână 9 și 7. Deci scrieți în ordine despre toate numele care pot fi obținut prin eliminarea două cifre consecutive da, ale da, numărului. Da, dar nu ca valoare între 1, 2, ca să scrie număr. Asta vreau să... Tăiați cifrele 9 și 2, 7 și 4, 5 și 6. 2 și 7 poți. Hai să mai știm o dată, atenție. Scrieți în ordine crescătoare toate numele ce pot fi obținute. Deci, ce pot fi obținute din ăsta? Am înțeles, profesor, cum facem. Prin eliminarea două cifre consecutive în numărul. Dacă dumneavoastră tăiați câte două cifre, 9 și 2, de exemplu, vedeți, rămâne 7, 4, 5, 6, 3, 8, 1. Dacă eu tai 2 și 7, 9, 4, 5, dar 6. 2 și 7, ai zis 2 și 7 sunt tare. Dar nu se poate ca valoare, pentru că dacă luăm 1 și 2, de exemplu, o să rămână la început 9 și 7 și nu pot fi de aceeași paritate. Dar cine sunt consecutive? Cred consecutive după ele, număr, nu ca numere. Consecutive în sensul ca scriere, nu ca valoare, adică 1, 2, deci nu ca valoare, ci consecutive de scriere aici. Da. Adică care sunt consecutive aici de scriere? 9, 2, 2, 7, 7, 4, 5. Deci 9, 2, 5. De ce sunt consecutive? Că sunt numărul 4? Da, da, scrise număr. Așa trebuie să fie. Calculare are și... Se spune că eu am scos pe 12 pe 4, domnul profesor. Și rămâne 9, 7, 5. Gata, deci am pierdut exercițiul.
Da, dar dacă îl tai pe 14-5, cavalarii poți. Păi mi-e să vine, dacă îl tai pe 19-2, tot mi-e să vine, pe 17-4, pe 2-7. Mai păi, de ce spunem pune acolo? Puneți-le în ordine crescătoare, înseamnă că sunt mai multe numere. Sigur că da. Și înseamnă, noi trebuie să ne gândim că scoatem câte două cifre. 9 și 1, două cifre impară și una pară. Una impară și una pară. Uitați, dăm exemplu, 9 și 2. Rămâne număr perfect cu necere condiția. Ideea e că acelea sunt numai alăturate și sunt 4 și 5 sunt consecutive și dacă le scoatem, sunt 7 și 6. Dar ele sunt amândouă, adică se întâlnesc într-un fel la mijloc. Dar cum e 1 și 2, ele nu se întâlnesc și de aceea când le scoatem pe 2, rămâne 9 și 7. Dacă ar fi... Adică nu scoatem în ordine cum am învățat noi 1, 2, la grădiniță, 3, 4, 5, 6. Scoatem după cifrele numărului. Deci tu spui să scoatem pe 9 și pe 2. Astea ar fi consecutive? Da, pe 2 și pe 7, pe 7 și pe 4, pe 4 și pe 5, 5 cu 6, 6 cu 3, 3 cu 8, 8 cu 1. Și după ce am aflat toate numele, începe să... Vrea două cifre consecutive ale numărului. Așezi consecutive ale numărului înseamnă, așa cum spui tu, pe 9 și pe 2 s-o dau deoparte odată. După aia pe 12 pe 7. Pe 12 pe 7, pe 7 pe 4. 7 cu 4, 4 cu 5. Am înțeles. 5, 6, 6. Dacă asta are în vedere autorul, ai tu dreptate. Dar aici... Și mai spune să le punem și în ordine. Păi sigur că sunt mai multe. Sunt mai multe, fără discuții. Însă, scrieți în ordine crescătoare toate numele ce pot fi obținut prin eliminarea două cifre consecutive ale numelui. Acest consecutiv poate fi văzut din două puncte de vedere. Un punct de vedere al ai tu consecutiv, acela de a fi fost ca ordine aici, consecutiv înseamnă și ca ordine, dar și ca valoare. Deci consecutiv înseamnă, iată, 4 și 5 sunt două cifre consecutive scrise aici ca valoare, ca poziție, ca poziție în număr. Da, și ca poziție și ca valoare. Da. Aici e întrebarea. Dacă ne referim doar așa la scoaterea două numere consecutive de aici, ca ordine a numerelor, sau dacă ne referim ca valoare a lor. Dacă am scos. Este ca ordine, deoarece 4 și 5 așa au fost puse special ca să fie și să ne încurce pe noi. Dar și 5 și 6 am așa. Da, dar ele se întâlnesc în mijloc și ideea este că ele sunt și consecutive normal și dacă îți scoate și pe 4 și pe 5, am venit cu 7 și 6 în număr. Și asta e bine, că nu avem aceeași paritate. 4 și pe 5 rămâne cu 7 și 6. E bine, da? Dacă îți scoate pe 5 și pe 6, rămâne 4 și 3? Da. Tot bine este. Dar se întâmplă numai la astea două, adică la aceste două exemple, la 4 și 5 și 5 și 6, dar la celelalte nu se poate. Păi asta remarcam. Și atunci, scoaterea, să zicem, a lui 1 și a lui 2 ca valoare, ce se întâmplă? Îl pun pe 19-7 în poziția ce de a avea aceeași paritate. Avem 8 numere. O secundă. Rămânem la următoarea întrebare. Facem așa cum ai spus tu, numărul să se păstreze în calitatea aceea de a avea tot așa paritate diferită, că tu aici puntezi. Tu vrei să rămână tot în paritate diferită două numere vecine. Adică, tu spui așa, un număr de 1 ar fi reducem la 92 și vine 7, 4, 5, 6, 3, 8, 1, da? Așa spui, da. Un număr de 2 ar fi acela în care scad peste a două ori, la două parte, și vine 9, 4, 5, 6, 3, 8, 1. De 3 ar fi acum, scar pe cine consecutive? 6 și 4. Deci în 9 și, 9 și 2, 2 și 7, 7 și 4.
Ca să fie 9, 2, 5, 6, 3, 8, 1. Apoi 9 de 4. Este cine? Am scăzut? 9, 2, 6. 9, 2, 7. 6, 3, 8, 1. 7, 6, 3, 8, 1. 5. Egal cu? 9, 2, 7, 4. 9, 2, 7, 4. 3, 8, 1. 3, 8, 1. 6. 9, 2, 7, 4, 5, 6, 5, 8, 1. 5, 8, 1. Nu scădem pe 6. 5, 8, 5, 5, 8, 1. 6, ar fi 9, 2, 7, 4, 5, 6, 6, 1, da? Da. Și până în 8, ar fi 9, 2, 7, 4, 5, 5, 6, 3. Și 3. Am spus că s-au numele? Sigur că da. Practic, tu ai văzut 2, 4, 6, 8, 9. Și de ce ai zis 8 numele? Deoarece am luat câte două perechi. Am 9 cu 2, una. 2 cu 7, 2. 7 cu 4, 3, 4 cu 5. Deci consecutivitatea în cele 9, ai văzut 8 astfel de numere. Bun. Aici urmează să le ordonăm, cum se s-au dus, să le ordonăm crescător, nu? Da, deci primul e numărul. Cel mai mic? Da, păi mic este numărul, că l-am scos pe 9 și... Deci, e clar, că N1 ar fi. N1 e mai mic decât. Care e următorul după N1? N... 9, 2, 5, 6. N3. 2, am 2 aici peste tot. 5. 5 și după aceea 7, da? Da, 5, 6. Deci, deci 9, 3. Mai mic decât? Da, pe cele și un semn, ca să știi care sunt. Deci pe ce? Pe N... care a fost? N1 și N3. N1. N1 s-a dus, nu? Și N3. Și N3 s-a dus. Și acum este... N2. Nu. N4. Nu, încă e N4. Mai N4. Trebuie să urmăm la 2, da? Mai jos. L-ai văzut la 5 aici. Nu, e N5. N5? De ce? Avem 7, 4 și după aia avem 3 și la celălalt în jos mai avem 5. Deci 7, 4 ăsta dirigează, da? N5. Deci pe 5. După aia N4. N4. N7. 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 Tăiați-mă 5 dacă. Da, N5 să tai. N7. Tu de ce zici N7? Da, N7. Da, n-n și după aia N8. 5, 6. 4, 6, 3, 6, 6, 6, 5. 6 și după aia 1. Da, la 10. Deci este N7. Deci N7. Mai mic decât. Și de aia se fel. După aia e N8. Am greșit. Ba nu. După aia e N8. Nu, nu e N8. Ba da, nu e N8. Ba da. E... De ce nu e? Ba da, e N... E N7 și ba N8. N8 acum. N8? Da, da. Păi la N8 avem 9. Da, nu e N8. Păi la toți avem 9. Așa, deci N... 1, 2, 7, 4, 5, 6. Am ajuns la celălalt și avem un 3, deci mai mare. Deci e 6 aici, nu? Da. 3 aici. Deci N8, da? N8. Mai mic decât? Decât N6. 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 Da, N6. Care vine postul aici, da? Da. N6. N4, după aia și N2. N4. N4. Care e 9, 4. 9. Deci 9, 2 și 9, 4 aici, da? Da. N2. Deci mai mic decât N2, da? Nu, N4. N4, corect. N4. După aia N2. Și urmă N2, care avem 4 aici, da? Da. N2.
Da. Ce a avut autorul aici? Care a fost dificultatea ieșiților? Atunci când trebuia să-mi dăm seama că trebuie să luăm câte două cifre, nu câte să luăm. Trebuie să le luăm ca oare. Deci două cifre consecutive din, ca poziția lor. Da. Nu consecutive ca valoare. Că dacă mergeam cu consecutive ca valoare, 4, 5 trebuia să dăm în parte și 5, 6. Da, este adevărat, dar aici tot aveam și tot așa ca poziție. Da? Aveam și așa și ca poziție. Și poziție și valoare. Da. Deci a fost și poziție și valoare. Da. În condițiile în care la asta s-ar fi referit autorul, da, atunci am avut două numere. Am fi avut N1 dat egal cu 9, 2, 7, 6, 3, 8 și 1. Și 1, corect. Și N2, avem 9, 2, 6, 7, 4, 5, 3. Dai 8, 1. 3, 3, 8, 1. Nu cred că s-a referit așa, da. Da? Că a fost mai două. Și el a mers și pe ideea să ai mai multe numere ca să te ordonezi. Da, ideea aici, când trebuia să ne gândim dacă aveam 4 și 5 și 5 și 6, trebuia să ne gândim că ele sunt tot ca poziție. Tot ca poziție și, sigur, și ca valoare, dar nu generează prea multe numere. Da. Ideea importantă era să genereze cât mai multe numere pentru ca să poți să le ordonezi. Deci a fost partea a doua a problemei, ordonarea lor. Care, mă rog, nu-i simplu că trebuie să se sesizeze unul de crescătoare. Sigur că nu este cu rapid ca de 7, dar după aceea ai de lucru, trebuie să uiți la cifra imediat următoare, imediat următoare, să vezi că ai cel mic. Adică, dacă sunt mai multe, e mai dificil de făcutul de ordonarea asta. Așa că merg și sunt convins acum că autorul a avut în vedere să rămână câte două cifre consecutive ale numărului. Nu poate asta. Sigur că așa se începe. Nu, ieșiți-mă un pic mai ușor. Ideea era ca să ne păcălească. Să ne punem la acest consecutiv, la acest consecutiv, depinde deci, din ce punct de vedere îl vezi. Ca valoare. Și atunci dacă zici că elimină două numere consecutive ca valoare, însemna pe 1 și pe 2, să le elimini? Se putea 1 și 2 eliminat? Am spus o capcare de aia. Sigur că da, da. Asta. Mergem mai departe. Vreau să-mi spun așa ca să ne ajut. Sigur, primul e greșit, este un pic mai ușor, dar ca să poți intra și să ai șansa să-l faci într-o fel, da? Ca să ai, să crezi, să-ți câștigi încredere. Așa. Al doilea punct. Ce spune așa? Subiectul 2. Ies 2. Aflați numerele naturale A1, aflați numerele naturale A1, mai mic decât A2, mai mic decât A3, mai mic și mai departe, mai mic decât A1. Deci, aflați numerele acestea în ordine crescătoare, cu proprietatea că 2 la puterea A1 plus 2 la puterea A2 plus 2 la puterea A3 plus mai departe plus 2 la puterea A1 să fie egal cu 2017. Deci să aflăm numerele acestea încât A1, A2, poți fi numai 3 numere, numai 4 numere, n-ai importanță. Dar unul mai mic decât celălalt mai mic și să fie, să dea 2017. Poftim? Dar aici, ca să facem această sumă, ar trebui să avem o sumă pară. Adică 2 la AN să fie 1 și AN să fie 0. Că 2 la 0 e 1. Deci tu te gândești la următorul lucru, că 2 la orice putere dă un număr par. Adică 2 la 2 a 4, 2 la 3 a 8, 2 la 4 a 4. Și el aici se sesizează că la sfârșit aici numai în par. Și atunci el gândește că să fie și 2 la 0. Deci obligatoriu
Da? Obligatoriu, în componența cărdului ăsta, presăm și 2 la 0. Adică, cele, deci spunem că 2 la A1, da, da, se dă 1. Adică A1 este... A1 îl puneți într-o pătrățică. Bun. Și restul, puneți, faceți o acolată de desubt, e 2016. Păi să scrie deodată. Fie o observație bună pe care o faci. A2016 mine. Gata. Nu? N-o să fie așa? A. Bine. Deci avem pe A1 câte? Deodată A1. De la A1 deci A1 trebuie să fie egal cu 0. Da. Obligatoriu. Da. Plus 2016. Atunci înseamnă că bucata asta pe Davide. Da, 2016. Da, vedeți, poți să așa 2 la puterea A2. Plus A2. Plus 2 la A3, nu? Că 2 la 1 a fost rezolvat, mă. Nu, dar A1 este 0. Da. De 2 la 0 face 1 și scădem de 2016. Îți spune ce își face 2016. Da, dar nu facem ca exercițiu. Păi da, bine. Vrei să spui așa. 2 la 0, tu vrei să spui așa, da? Da. 2 la 0 plus 2 la A2 plus 2 la A3. E bine așa, da? Sau nu? Ce zic? Scrieți direct 2016. Nu. Scrieți așa, cum scrieți dumneavoastră. Da. 2 la A3. Asta am vrut să scriu și eu. 2 la A3. 2 la A3 plus puncte, puncte. 2 la A1. Și scădem 1 din 2007. Asta nu se scrie și eu. Asta e ideea, dar n-am mai făcut operația. Deci nu mai lăsați să termin aici, dar acum revin acum. Dar la ce-și ideea? Deci 2 la 2, 2 la 3, plus 2 la 4. Plus puncte, puncte, plus 2 la aia, pentru că nu știu unde să mă opresc. Aia se facă 16. Da. Acum. Trebuie să găsim cea mai mare putere al 2, care este mai mică decât 2016. Da, ca să putem să... și să adunăm cele mai putere. Deci, în momentul ăsta, 2 la cât se apropie cel mai mic de 2016? 2 la 10. 2 la 10 cât face? 1024. Deci 2 la puterea 10. Da. Egal cu cât? 1024. 2 la 11 cât face? 2048. Se mulțește. 2048. Care depășește prin 2016? Deci, eu aș încerca să mă duc doar cu 2 la 2010. Și aici putem să justificăm că, de exemplu, ne oprim la 2 la 2010 și arătăm că 2 la 2011 e mai decât 2. Sigur că da, asta. Deci 2 la 2010, la el le oprim, ca la 2, drept la 2, să obținem, să le oprim 10. Pentru că dacă l-am luat în loc de a 2 pe 11, 2 la 2011 fac 2048. Depășește de 2016, da? Și atunci englezia trebuie să curgă așa. Deci, dacă A2 egal cu 10, atunci ce devine englezia? Da, A2 nu poate fi egal cu 10, mai AM poate fi egal pentru că ar fi numai mai mic după aia. A3 ar fi numai mai mic. Deci el vine foarte tare și spune că cel mai mare acum care poate fi folosit este... Alienerea. Alienerea să fie 10. Alienerea trebuia să fie cel mai mare din cărți. Deci noi avem așa acum. 0 mai mic decât. Mai mic decât. În sfârșit. 1024. 10 trebuie să fie aici. Da. Alienerea asta de aici, 10. Păi facem 2016 minus 1024. Așa, așa facem. Ca să aflăm diferența care trebuie să ia. Deci vine mai acolo. 2 la A3. 2 la puterea A3. Plus 2 la puterea A4. Plus și-a mai departe. Plus 2 la puterea ăsta din fața lui Alien. Adică al... A9. A... 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 A
Al 1 la minus 1. Da, domnul să răzicea de 2 în fața lui 2 a plus 3. A, da, 2 la 2. 2 la 2, așa ca să scrieți. 2 la 2, care face cât aici? 2 la 2. Vrea să scrie că au din 2016, scad din 1024. A, deci da, dar mi-a spus că ala e 1024, pe cea mai mare. Așa. Da, și 2 la 3. Deci 2 la A. 2 plus, da? 2 la 2. Plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la... alienele a minus 1. Adică ăsta din față, nu știu cât e. Alienele. Poți fi a 4, a 5, cât îmi dai aici la scăderea asta? 12, 2. Deci 4 din 6, 2. 2 din 11, 10. 9. 9. Deci 9. 9. Și 92, da? Acum trebuie să noi ne-am gândit că A la N este A 10-lea. Așa. Așa că vom împărți 992 la 9 numere. La 9 numere. Pentru că A 2 la A 2, la A 2. Deci 2 la cât a s-a făcut cel mai mult? Putem să facem... 2 la câte s-a apropiat din cel? 2 la 9. Câte 2 la 9? Că 2 la 10 au făcut... 1024, împărți la 2. 1024, 500... 500... 100... 100. Da, 512. 2 la 9. 512, da? 512. Va să zic că... Putem zice așa acum, în etapa asta. 2 la 2. Plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus puncti, plus 2 la alienele a minus 2, mai în față, este egal cu 992 minus 512, care este egal cu 480. 480. Adică, aici eu știu că ăsta este 9. Noi, acum, hai să ne gândim cu următorul e 8. Adică cât ar face 2 la 8? 2 la 8, 256. 256, da? Dacă jumătatea lui 512, cât face? 200. 256. Dar 480. Nu, la putere. 256 și până scădem din 480. Da. Da? Deci acum ce zicem? 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus și așa poate punct 2 la cât acum? Al ienelea minus 3 egal cu 480 minus 256. De acord? Da. Și înseamnă că avem aici pe cine? Pe 8 pus la 8. Da, 8. Deci cât face scăderea aceea? 224. 224, da? Da. Egal cu 294. Ah. Și acum, cel mai apropiat de 224? 7. 7. 2 la 7? Adică jumătatea a 256. 128. 128, da? 128. Deci o spune de sub 2 la A2. Aici spune pe 7, că l-am avem deja câștigat. 2 la 2, plus 2 la 3. Plus 2 la 4. Plus și mai departe, plus 2. 2 la alienele a minus 4, că am găsit pe aceștia noi. 2, 4 am găsit. 224 minus 128, care face cât la scăderea asta? 8 din 14. 6. 2 din 9. 2 din 11. 96. 96 face, da? Bun. 6 la... 2 la 6 face cât? 64. Da, 64. Da? E 64. Jumătatea 128. Da. Și acum zicem,
îl punem pe 6 și zicem 2 la puterea A2 plus 2 la A3 plus 2 la A4 plus să mai departe, că nu mai știi cum trebuie să zici, 2 la A, ienerea minus 5 este egal cu 96 minus 64 face 32. Bine? Da. Și acum este 2 la 5 care face 32 și rămâne 0. 2 la 5 face 32. Și rămâne 0. Da. 32 plus 32 da? E 0. Deci poți să spun aici 5, 2 la 32 la 2 la 5. Și acum vine, s-a încheiat discuția și vine că 0 mai mic decât 6, mai mic decât 7, mai mic decât 8, mai mic decât 9, mai mic decât 10. Și să spuneți 5. Unde să pun de 5? Înainte de 6. Așa, 5, da. 5 mai mic decât 0. Da. Adică astea sunt... Ăsta este gândul de numere aici. Deci e vorba de 0, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Hai să facem proba. Zice 2 la 0 wow, plus e... 2 la 5. Da, nu mi-a făcut proba. E aproape făcută de acasă. Dar nu, ne-a trebuit să adunăm de acolo. 32 cu 96. De acord, de acord. 224 cu 480 cu 992 și cu 1000. E perfect, da. Ai înțeles acum ce fac? Este exact ce spui tu acum. 2 la 5 plus 2 la 6 plus 2 la 7 plus 2 la 8 plus 2 la 9 plus 2 la 10. Să vedem dacă ne dă exact 2017. Care înseamnă 1 plus 32, cum ai spus tu mai devreme. Plus 128. Plus 64. Plus 64. Plus 64. Plus 128. Plus 256. Plus 512. Plus 1024. Plus 1024. Și care fac total? Trebuie să facă, să vedem proba. Mario? Ia să văd cine face adunarea asta. Mario. Mario, da. Mario. Eu ne-am dat. Într-adevăr, este superbă chestia că nu. Că adunăm mai întâi toate 10-le. Așa. 4 cu 6. Mario. Toate unitățile. Toate unitățile? Așa. Gata, deja am făcut 10. Un pic cu de-astea. Nu, am vrut să rămân mai de 10. Hai cu... Da, hai să vedem. 4 cu 4 și cu 2 și cu 2, 10. 10, făcut odată, deci hai să subiezi pe asta. Hai să, da, rămâne aici, rămâne aici, că m-a ajuns foarte tare. Nu, profesor, nu puneți cu 4. Cu 4 și cu 6 de aici. Nu, 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 e cu 4, e cu de la 4. Hai de dată facem 4 ăsta și cu 6 ăsta, ai făcut o 10, da? Da. S-o punem o 10. 8 și cu 2? 8 și cu... Care 8? 8 de la 128 și cu 512. 8-ul ăsta, 8-ul ăsta și cu cine? Cu ăsta. Nu, că e 10 acolo. De la 512. De la 512. Deci 8-ul de aici... Eu aici. Și cu 2 ăla. Corect. 8-ul ăsta și cu 2 de aici. 10. Și ajută încă 10. Și mai avem 4 și... 7, da. Ultima e 7, alea 3 adunate, 7. Da. 4 și cu 3 și cu 1? 7 și cu 2. 6 și cu 1, 7, da? Da. Deci 27. Părem pe 7 aici. 7. Ține minte 2. Da. Stim 10, le adunăm 10, acum după 10. Hai să le adunăm 10. 2. 1, 3. 2, 3. 5, 8. Și cu 2.